fac un video pentru domniile distinse, domni și doamne de la Agenția Națională de Mediu, Protecția Mediului, cum să mai numi, la nivel județean, la nivel de Oltenia, la nivel regional, nu mai contează, național. Știți ce-s ăștia? O să și fac un video, să vedeți. Știți? Ați văzut vreodată ce sunt ăștia? Ia, cerc eu, nu poți să pui mâna pe ei decât dacă ai mânuși. Colțul babei. De fapt, colțul dracului, că nu colțul, colțul babei e ăla, de știm noi. Uite, este o plantă în Dunăre care face patru colți, da? Ciulini, așa se numesc. Și vreau să vă arăt, stați-vă dacă pot să pun aici camera. Mă pun pe o... Asta dacă se poate, așa. Și vreau să vedeți, să mai ieșiți din birourile voastre. Nu plătim doar să vă dăm bani și atât, și voi să spuneți că nu se protejează mediul. Ia priviți aici. Ia. Ia uite. Asta. La mediu, gardul de mediu, protecția mediu, ce-o fi. Deci, toată Dunărea este așa cum vă arăt eu, ciulin. Cât un banc de ăsta de ciulin. De vai de mama omului, uite aici așa. Pe lângă faptul că aș vrea să o vedeți pe asta. O știu cât de... Da? Pe lângă faptul că Dunărea este compromisă din toate punctele de vedere, nu poate nimeni să intre în ea. Asta se întâmplă de punde pe fundul Dunării. Ia uite. Astea sunt ciulini. Da? 5 minute nu muriți, domnilor, la mediu, să vedeți și voi. Atunci când veniți să ne luați banii, să vă luați angajamentul că și curățați Dunărea. Da? Nu mai sunt casați. Nu mai sunt casați. Da? Ați înțeles? Deci pe asta vorbesc. Dacă te înțapă un ciulin de ăsta, se umflă instant, orice loc al corpului unde te înțapă. Nenorocire. Da? Mai înalt decât mine, da? Pe 20 de metri de Dunăre. Ce părere aveți, domnilor? Ce părere aveți? Mai și tai și dai drumul de ea? Au. Nu ai cum altcumva să o scoți. Sper că nu v-am deranjat prea tare de la cafelele voastre din birouri. Sper că nu v-am deranjat prea tare. Să nu vă mai intre salariile îmbelșugate, plătite de contribuabil către dumneavoastră. Da? Sper că nu v-am supărat prea tare. O să vă și întorc. Priviți. Un munte de ciulini. Da? O să încerc să vi-l arăt în splendoarea lui. Da? Aici eu am o plantație de cel puțin 10 hectare de ciulini. Da? Și sunt doar 25 de metri de Dunăre. Când ne luați banii, veniți să faceți și treabă, domnilor. Sănătate! V-am luat aproape 5 minute din viață. Dar ați văzut și voi realitatea din teren? Nu prin geamurile de termopan ale birourilor cu aer condiționat și cu mochetă de aia scumpă plătită de noi, pescarii și contribuabilii.